Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți! Înainte să începem acest episod, vreau să vă rog foarte, foarte mult să-i dați un subscribe la prietenul meu Zedo. Ați observat că am început din nou să filmez cu Zedo. Are 2000 de abonați, ceea ce vă mulțumesc foarte mult. Haideți, bă băieți, să-l ajutăm să facă și el 2500 de abonați. Vedeți că postează videoclipul de mine de CSGO Prime Hacking, adică joacă cu mine CSGO și postăm împreună și chestii de astea. O să începem curând serii și pe alte jocuri cu hackuri, așa că dați-i subscribe și lui, bă băieți, și mie, ca să vedeți acolo când începem seriile alea noi. Și mulți mă întrebați unde am ascuns eu linkul cu Zedo. Bă băieți, uitați, de exemplu, acesta este ultimul meu videoclip, da? Intrați în descriere, dați afișează mai mult și dedesubt de astea cu Eneba aveți canalul lui Zedo. Subscribe, dați click aici. Veniți și dați subscribe foarte frumos și activați clopoțelul. Mulțumesc, bă, frumos, băieți. Hai să trecem la tutorial. Astăzi o să vă învăț cum să activați codurile pe care eu vi le dau pe live sau, nu știu, pe episoade, etc. Deoarece până și cei de la Unity mi-au dat mesaj: bă, frate, învață-ți abonații cum să-și activeze codurile de trial, pentru că efectiv au făcut 100 de tichete ca să ne întrebe. Da, bă, băieți, nu le mai faceți tichete celor de la Unity pentru chestii de astea, pentru că vă dați seama, au și oamenii treabă și astea chiar sunt chestii banale. Ce trebuie să faceți în primul rând ca să vă activați codul de Unity pe care îl primiți? Normal, trebuie să aveți cont pe Unity. Am zis că nu trebuie tutorial la chestia asta, dar o să fac tutorial și cum să vă faceți cont pe Unity, pentru că aparent unii dintre voi, nu știu unde v-ați născut, dar nu știe să vă faceți un cont pe Unity. Deci așa arată site-ul când intrați pe el, da? Nu apare absolut nimic decât login or sign up. Dați frumos aici, dați register. Vă băgați aici numele vostru, nu știu, Gigel, Gică 69420, da? Ăsta este numele vostru. Aici vă băgați e-mailul, parola, vă mai băgați încă o dată parola, aici dați dacă sunt femeie sau bărbat, nu știu, eu dau că-s bărbat. Ziua ăsta, data de naștere, vă recomand să fie mai mare de 18 ani, adică să băgați că sunteți în 1999, de exemplu. Dați, bifați căsuța asta cu verificare, câteodată aici poate să vă zic că știți voi, să faceți un captcha de ăla, nu e așa de greu. Dați OK și dacă ați completat toate datele corect aici, o să vă lase să dați sign up. După aia o să vă dea un link de confirmare pe e-mail, dați click pe linkul ăla și gata, v-ați făcut contul și vă puteți loga. Acum eu o să mă loghez pe site. Ok, login. Așa o să vă arate după ce v-ați făcut cont. Numai că voi nu o să vă arate astea cu premium area, pentru că voi n-aveți cheat-ul cumpărat sau nu aveți cheat-ul, mă rog. Acum, cum vă activați codul? După ce ați ajuns aici, dați pe Get Premium Cheats, dați pe Get Unity CSGO Premium și o să vă ducă pe pagina asta. Dați pe Buy Now aici sau aici, mie mi-e tot una, eu o să dau pe Buy Now aici, de exemplu. După aia o să vă apară fereastra asta. Ce faceți voi aici? Nu băgați codul imediat, uitați aici câte coduri sunt, toate sunt folosite, stați liniștiți. Voi puteți dacă vreți să le testați, dar vă asigur că toate sunt folosite. Cred că unul nu e folosit, dar acela o să vi-l arăt și pe episodul ăsta, pentru că sunt un om darnic și o să vi-l dau. Dați bifa asta, vă duceți aici pe 4,5 euro for trial 48 de ore, deci trebuie neapărat, dați click aici și să aveți chestia asta activată, dacă nu, nu o să vă meargă să vă activați codul. La payment method și la location nu are nicio relevanță, puteți să le lăsați așa. După aceea, vă duceți să vă luați codul, de exemplu să zicem că ăsta este codul pe care l-ați câștigat voi la giveaway, da? Dacă este un cod care nu merge, hai să-i dăm pe aici să modificăm o chestie așa. Uite, să zicem că ăsta este un cod care deja a fost luat de altă persoană, da? Deci nu ați prins dumneavoastră, nu ați prins voi codul primul, înseamnă că l-a luat altcineva și l-a activat înaintea voastră. Ei bine, o să vă arate așa, pur și simplu o să-l băgați și nu o să se întâmple absolut nimic. Asta înseamnă că codul a fost deja luat. Dar dacă codul nu este luat, hai să luăm pe ăsta bun. Dacă codul nu este luat, dați aici și o să vă apară accepted code, Raul2K free giveaway, mă rog, Raul2K o să vă arate codul free giveaway. Asta înseamnă că codul este acceptat, adică voi ați prins codul primii. Dați continue și o să vă dea cheat-ul automat, nu o să vă redirecționeze pe PayPal, vă redirecționează pe PayPal doar în cazul în care codul a fost deja folosit. Adică, de exemplu, dacă voi ai să vă arăt repede. Dacă voi faceți așa, dați OK și dați continue, o să vă redirecționeze pe PayPal, deoarece codul pe care voi l-ați folosit este deja luat și vă pune să cumpărați cheat-ul, pentru că nu mai merge codul. Dar dacă codul merge, nu o să vă redirecționeze pe PayPal. Eu nu o să dau acum pentru că o să-l activez codul, o să-mi bage 2 zile în plus la licență. Ia uite, mă, de ce nu merge, mă, nici ăsta acum? Băi, băiete, că n-am băgat eu aici. Vedeți ce se întâmplă? Deci nu va merge codul dacă nu băgați aici trial, da? Băgăm trial și ni l-a acceptat. Eu nu o să dau continue pentru că o să-mi bage 2 zile mie la subscripție în plus și eu am Unity-ul pe 10 ani, deci nu mă ajută cu nimic.
Vedeți, uite, codul acesta este acceptat. Acest cod, bun, îl veți găsi în descriere. Puteți să le încercați și pe restul de aici care mi-au apărut, deși nu cred că mai merge vreunul, le-am folosit pe toate. Bă, fraților, sper că o să vă ajute acest tutorial, o să fie în descriere la fiecare videoclip, deci în caz de uitați sau nu știu, nu mai știți ce să faceți exact, sau în caz de vedeți pe live, deci vă rog frumos, cei care știți cum să activați un cod și vedeți o persoană pe live care nu știe, spuneți-i, uite-te în descriere, frate, bine, probabil că o să-i spun și eu, spuneți-i, uite-te în descriere, frate, pentru că ai tutorial. Deci vă dați seama, mă, să-mi dea ăștia de la Unity mesaj că au prea multe etichete și nu mai fac față, efectiv le-ați făcut etichete. Cum să vă activați codul, frate? O chestie banală pe care am făcut-o în 2 minute, mă rog, tutorialul e mai lung, am mai discutat eu cu voi pe lângă. În fine, bă, băieți, astăzi la ora 6 sau la 7, deși eu cred că mai mult la 6, o să facem din nou live unde probabil, dacă se scumiți, o să dăm încă câteva coduri de Unity și măcar acum știți cum să le activați, cei care n-ați știut. Sper că v-a plăcut acest episod, să aveți o zi minunată în continuare, dați fraților și voi acolo un like, să facem 1000 de like-uri la acest tutorial, deoarece v-am dat un cod moca, adică, bă, frate, 5 euro, ce pana mea, deși eu le-am primit pe gratis, n-am dat nimic pe codurile astea, în fine, v-ați prins, voi aveți acest cod în descriere, sper că v-a plăcut acest episod, dați acolo un like, să facem 1000 de like-uri și noi ne vedem data viitoare, adică, mă rog, pe live-ul de diseară, salut!